În orice răceală, aerul plin cu virusuri ori cu bacterii nu ajunge doar în gât și plămâni, ci și în urechi. În urechea medie, o cavitate plină cu aer în mod normal, apar secrețiile din nas. Ai senzație de lichid, de apă în ureche. Secrețiile care se formează în cursul acestei inflamații sunt în spatele timpanului, undeva unde tu nu ajungi. Acest lucru noi o numim otită medie, care înseamnă o evoluție a răcelii. Da? Deci nu a trecut răceala și după aceea a apărut otita. Răceala s-a menținut, viroza s-a menținut, se menține asupra noastră și se complică cu această inflamație a urechilor, otita medie, și totodată se complică și cu inflamația sinusurilor, sinuzita. Asta este o evoluție a virozelor. Picăturile de urechi nu rezolvă disconfortul. În această otită medie, ce se mai întâmplă? Timpanul se congestionează, se bombează, apare durerea de ureche foarte mare. Primul lucru pe care îl face pacientul când apare aceste senzații este să se ducă la farmacie, să ia picături, nu va trece nimic. Problema noastră nu este în exterior, în conduct, problema noastră este în interior, în cavitatea timpanică, în spatele timpanului, care timpanul este o foiță, o membrană prin care nu trece nimic. E ca un termopan. Aceste picături, prin urmare, nu vor rezolva otita medie. Tratamentul urechii înseamnă, de fapt, tratamentul nasului, cu un amestec de medicamente și cu igienă strictă. Din păcate, practica arată că drumul celor afectați trece prima oară pe la farmacie, iar picăturile de nas, de data aceasta, sunt administrate de către pacienți fără recomandare medicală și prea mult timp. 5-7 zile maxim și în condiții standardizate, adică niște picături se folosesc în anumite condiții. Sunt medicamente care dau această dependență extrem de agresivă și pe structura nazală și pe creier, adică pacientul nu numai că nu mai respiră fără ele, dar ajunge să aibă sângerări din nas, ajunge să aibă o mucoasă nazală extrem de distrusă. Picăturile de nas sunt medicamente cu substanțe active puternice. Se iau la indicația medicului, în timpul recomandat de medic să fie eficiente.